Probabil vă întrebați de ce nu dau update-uri legate de serverul meu de 5M. By the way, am schimbat Discord, link invite-ul, găsiți unul nou în descrierea acestui videoclip care în momentul de față merge. Ideea este una destul de simplă. Nu există ca noi să nu fim sub locul 1, nu zic în primul an, nu zic în primii 2 ani, dar nu există treaba asta. În trecut au fost multe chestii, am început cu stângul. Ne-am săpat groapa în nucleul pământului și de acolo ne-am ridicat abia la asfalt și acum suntem și noi, aș putea să zic, la asfalt și începem de aici cum ar fi trebuit să începem. Doar că sunt multe chestii pe care voi în trecut l-ați luat în considerare, faptul că serverul n-a avut o creștere și nu va avea în continuare o creștere organică, doar că sunt foarte multe lucruri pe care mi le-am pus în cap și eu am o misiune destul de grea în momentul de față și o să vedeți mai multe chestii la momentul oportun. Dar că ce vreau să vă zic, nu vreau să abordăm în momentul de față niciun subiect, este că la server se lucrează și avem câteva strategii super bune în spate, avem câțiva și în mâneci foarte, foarte, foarte interesanți și o să vedeți că lucrul o să funcționeze. Nu zic că țâță de muță, dar e clar că o să livrăm, așa cum s-a întâmplat și până în prezent, ceva mult mai bun decât ceea ce s-a văzut și se vede până în prezent în România. Fără doar și poate, niciodată n-am căput îndoială de așa ceva. Doar că ce vreau să vă zic, să vă dau așa un sneak din videoclipul pe care o să-l pun dedicat serverului meu de 5M, este faptul că mergem pe clasic. Mergem nu neapărat pe clasic, că noi nu suntem la... nu știu, la nivelul sample-ului, să zicem, da, bă, au trecut 14-15 ani de zile de când există, cum 16 ani de când există comunități și uite, s-a ajuns la niște sisteme. Nu, într-adevăr, există de 7 ani, 8 ani primul server, sau 6-7 ani primul server din de 5M din România, doar că vrem să mergem pe... efectiv foarte mult roleplay, cum a fost și în trecut, dar în momentul de față având experiența necesară și faptul că voi mulți n-ați realizat că noi am plecat din nucleu, efectiv, noi n-am plecat de pe asfalt cum plecăm în momentul de față cu un server gata și cu șanse reale, noi am plecat din nucleu și indiferent de circunstanțe ne-am ridicat și niciodată eu nu am lăsat capul în jos și am fost un luptător, dar nu cred că sunt prea multe relevante treburile astea, că eu când vin cu business-ul ăsta în fața voastră, pe voi vă interesează să vă jucați, să aveți un roleplay bun, dar așa cum spuneam, avem câțiva și în mânecă, o să vedeți, e clar că o să avem ceva mult mai bun, doar că ce vreau eu să vă spun de fapt și de drept este că ne ia timp pentru organizare, avem multe chestii de pus la punct, de upgradat, pentru că sunt oameni care ne-au luat-o înainte. Dar v-am zis, așa cum noi am plecat după ani de zile, la fel, cu minus șanse și am venit cu plus șanse, acum o să fim cu extra plus șanse și nu o să mai facem toate greșelile care au fost în trecut. Ideea este că o să scot un videoclip dedicat lucrurilor ăstora, am o misiune destul de grea în momentul de față, dar... fratele vostru nu lasă niciodată și n-a lăsat vreodată și asta vă recomand și vouă, capul în jos. Mereu am fost un luptător pentru comunitatea mea, pentru mine și așa mai departe. Și o să vedeți, vă promit și vă garantez faptul că așa cum s-a întâmplat și până în prezent, o să întâmple și de acum încolo, o să fim fără doar și poate locul 1 în România în cel mai scurt timp cu putință. Nu pot să zic cât de rapid sau așa, pentru că nu e ușor, dar nici greu nu este, având în vedere că am făcut greșeli prin care, na, care sunt într-adevăr oarecum greu de iertat, dar care ne-au învățat foarte mult, ok? Vă las cu videoclipul în continuare, vă pup fratele vostru și noi ne auzim cu bine la un nou videoclip, ok? Vă aștept pe Discord-ul serverului meu de 5M. Pa, pa! Ești prost, băi. Mâinile sus, de ce scoți arma? Mâinile sus, de ce scoți arma? Ce faci, mă, zona publică? Mâinile sus, pe tu scoți arma, mă, nesimțitule, nu ți-am făcut nimic, scoți arma, mâinile sus, ți-am zis. De ce scoți arma? Ți-e rușine, băi, iubrați, Nicule. Mâinile sus! Nu te mai apropia, că trag, mâinile sus. Te-am rugat frumos, mâinile sus, fața la mașină. Fața la mașină. Plec de aici, plec de aici, plec de aici, mă auzi? Fața la mașină, fața la mașină, cătușele. Cătușele. Colegul, cătușele, futu-ți gura, mătii. Colegul, trage ăla, vezi că ăla. Dă-l în morții lui că nu trage, vină cu aia. Hai, stai cum e sus. Și domnișoara din dreapta, vă rugăm să coborăți. Ok, vă rugăm la vedem. Mare căcat ce faceți voi aici, băi. De fapt, noi, dumneavoastră luați-o la pas alergător încolo. Haideți, vă rog frumos, la pas alergător încolo. Ia. Pas alergător, vă rugăm frumos, domnișoara. Ia, mai miște, mă, ce faci? Nu-i luat nimic de pe el, prostule. Ia. Nu mă vreau să vă ceau. Ok, Kayla. Am un military. Ești okay. Fericit? Ok, asta, Kayla. Așa, colegul. Așa, am pușcă de dreacu de proști. Ia, am pușcă și pe căcatul ăsta, așa, colegul. Descătușează-mă și pe mine. Asta a făcut meta, ca să dai seama. A făcut e meta toată ziua. Nu, mare căcat ce-au făcut aici. Ce e faci meta până în ceri. Nu, ca e cu noi, e cu noi, Riana. Păi de ce trage după noi? Stai că mă duc să zică, zise că nu zise să nu mai tragă. Maa, Riana.
Este tot asta seara, te chiar rog, băi. Eu i-am omorât pe toți. Eu cu ăsta am omorât toți, am rămas unul în picioare. Mamă, v-o pică pe toți și prost. Și le-a dat cap, dacă, deci dacă le dă revive, spume pula, fac. Coaie, în cap. Proastă, rău de tot. Ce proastă, cu ăia am omorât pe toți, poliții. Mamă, n-am trusă, mâncau v-aș guriță. Dacă, dacă a dat trusă, face ceva. Repede, un echipaj de urgență sub podul de la Gunshop-ul de la deci dacă... showroom. Repede, repede, ce nu rău. Să aveți truse la voi, 3 truse. Da, 3 truse, nu? 3 truse la voi. Cine vine să aibă 3 truse. Ok, 4, 9, 6. Așa, am luat ID-urile. Veniți păi, repede, mă, că ia poșa, Dumnezeu. Aia s-a pus să tragă, mă. Cred că ea iese rutice după o oră, două. Ce înseamnă asta? Un clip? La Gunshop-ul de... Un clip, nu, suportul de la Gunshop-ul de deja la... Deja nu le mai suport. Am nevoie și eu de 3 truse de aici, repede. Eu n-am truse. Eu n-am truse, de ce ai să aduci truse? Cum n-ai truse? Dar tu zici ce venit aici dacă n-ai truse? Păi am copilat apoi să-l am tus. Doamne, mâncava-și gurița voastră. Ce proastă e aia, coaie? Coaie, eu și-o vârta aia, colegii, ești prost. Păi e clar. Băi, de cătul ei. Cu încă unul, dar ia-mi. Tu te ia, mă, tu te ia, mă, pe o mașină, dragăraș. Tu te iau mașina de la garaj, te duci în poșta la spital, că ea Dumnezeu, ești de bun. Ce că-i minat, ce că-i minat. Ce fac aia, mâncava-și gurița asta, ce fac aia? Unde pula mea plecă ăștia cu aia, băga mea și... Ia care au vorbit? Ce v-ai spus? Dar știu, te rog frumos, la ăștia un revive. La ăștia, polițiști și ăștia. Vezi că... Păi nu, eu mor. Sta, faci eticheta așa. Ăștia doi. M-auzi? Etichet? Vezi că am filmare, cum au scos arma aici. De ce eu zici? Ce face Skitter Rupay? Vreau să înțeleg și eu. N-am făcut nici oricum, făceam după aia de chestie, sancționam. Vreau să sancționez pentru arma în zona publică. Pentru ce? Cunoști? Și tu pentru meta ăla așa o leac? Ce meta? Care e meta? Chema, pe, cum e chema pe ăștia? De pe căscuță. Nu am vorbit cu nimeni, este pe filmare. Cum n-am vorbit cu nimeni, asta au trecut doar pe aici. Asta cine? Că asta a zis să vină poliția la rost? Treaba asta? A, asta? Da, Riana. Face drol? Detenașa mea. Dă și mie jos cătușele, colegul. Riana, poți să vorbești. Ca, ca să, ca nu, ca nu, 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 că nu se vorbește. La mine am alții, le dau doar dacă mă rogi frumos. De ce pula mea nu sunteți îmbrăcate ca în deci, Riana? Riana e de la serie. De ce nu ești îmbrăcate ca în serie? Haideți să o rezolvăm. Are gustonul, băi. E de la Picot. Haideți să o rezolvăm. Păi, dar nu există serie-ul ca facțiune. Haideți să o rezolvăm și noi frumos pentru toată lumea, da? Deci, ideea e fix în felul următor. Tu te-ai dat jos cu arma la noi, speranță. Noi ne-am auto-apărat. Dacă te-ai dat jos cu arma la mine, n-am mai jefuit aici. Nu te-a jefuit, nu te-a jefuit. Eu v-am voie să scoți aici armă, băi. Da, și eu și tu dacă scoți arma la mine și tu dacă... Tu n-ai voie să scoți arma. Ce faci, tată? Tu scoți arma la polițist? Dacă ești polițist, deci nu ești îmbrăcat ca polițist. Eu? Eu? 1655, da, ești în poliție. Da, nu, nu știu, ar mi-a rămas setat. Deci stai așa, deci stai așa, deci tu ești polițist și tu îi pui cătușile la ăsta de-a nostru, nu? Nu sunt polițist, ascultă-mă o secundă, deci ideea e fix în felul următor, noi ne-am ținut după ea, am crezut că sunt alții cu care noi ne-am bătut. Așa. Domnișoara scria pe slash me lol. După aia am zis, bă, poate nu cred că sunt ăia. Că după aia că am văzut că era o fată în dreapta. Dar zic, bă, poate o fi ăla. Okay. După aia s-a dat ăsta jos cu arma la noi. El pe căcatul ăla ce face? Morții, mă. De prost, nu că l-areau din poliție. Stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc, stai pe loc. De ce faci așa? Supărat, dă-te jos din mașină. De ce, de ce ai dat peste noi? De ce ai dat peste noi? Păi nu, coi, tu te-ai așa peste noi, te dare fix în cur.
Vrem dacă se poate. Ce ești tu, Dicot? Du-te, schimbă-te. De ce? De azi nu mai ești. Hai, veni să mă. Vrem, se poate? Du-te, schimbă-te, de ce? De azi nu mai ești. Se trească, familie. Bine, ok, hai să haideți, veniți puțin pe trotuar, vă rog frumos. Auzi, adminul care a venit la tichet? Nu mai e, ce s-a întâmplat pe aici? E bine, hai, Riana, să plecăm. Bă, nu pleci, mă, nicăieri, n-au stai aici. Unde e ăla? Bun, am și o întrebare. Deci dacă polițistul scoate arma la mine, eu n-am voie să mă apăr să scoate. Nu ai voie. Deci el are voie să el are voie să mă. Ești mafiot? Dar nu te-am pușcat. Ți-am zis să pleci, că mă tot urmărei. Băi, stai. Ok, tăceți. Ești mafiot? Tăceți, mă, lăsați să vorbească. Lăsați să vorbească. Explică-mi. Nu sunt mafiot. Adică, de stai o secundă. Deci dacă polițistul scoate arma la mine sau un jucător scoate, eu n-am voie să scot arma înapoi la el. Nu, dar tu în viața reală, când un polițist te amenință cu arma, ți ieși din mașină cu scopul. Nu m-a amenințat, zona, că mă tot urmărea. Nu m-a amenințat, încă nu scosese, a zis stai așa că scot arma să îi împuși pe ăștia. Asta a zis. Îți explic eu acum ceva. Îți explic eu acum ceva, deci dacă polițistul ăsta a avut arma pe tine și tu n-ai... Nu a avut. A zis că a scos așa arma și eu a scos arma la mine și oricum îți acționam pentru armă în zona publică. A zis fix în felul următor, bă. Bă, taci-mă puțin din gură, da, să-l băi să vorbesc. Deci, ideea e fix în felul următor. Noi am crezut cu situația, așa cum ți-am explicat. După aia, la un moment dat, l-am auzit pe ăsta, stai așa că mă dau jos din mașină și omor pe ăștia. I-a zis lui asta, din dreapta lui, îmi pară și el, mare șmecher, nu știu. Și noi l-am auzit, înțelegi? După aia s-a dat jos din mașină, am dat cu spatele cu mașina, ne-am dat jos direct cu arma pe el, am zis, stai pe loc, nu știu ce. Nu prea rola frica, nu știu ce. Dar asta înseamnă că eu n-am voie să scot arma, dacă nu pot să... Bă, mai ridic, am băgat arma, cum? Da, mă, da, ok, prima dată ai fost mai așa, că facem prostii, că nu știu ce. În fine, ideea este să nu a fost nofir, dar ca idee, așa, eu n-aveam voie să scot arma în situația, nu? Ok, eu vă zic să... Nu, eu te întreb, că eu știu că aveam voie, dar eu te întreb pe tine așa. Nu, fii atent, grob e zona publică, ce știi, nu e da, zona da, asta nu înseamnă că dacă tu te plimbi pe aici, eu n-am voie să scot arma la tine, dar dacă el scoate arma la mine, eu am voie să scot. Gen, te plimbi mai după mine, mai ales la poliție să scoți arma, nu ai voie. Lasă așa, deci eu acum v-aș putea sancționa pe amândoi, dar nu, vă deci, despargeți gașca sau nu. Nu e că aici sunt multe chestii de sancționat și dacă e de sancționat, nu sancționez pe nimeni. Și spun și de ce, pentru că eu aveam voie să scot arma la el să mă apăr. Dacă e un polițist, că n-ai tu cum să te dai jos la mine să zici că mă împuști. Nu, nu ai cum să te dai jos la mine și să-mi spui, bă, stai că nu știu ce, că te împuși, sunt Ionuț. Înțelegi? Asta e spart din gașca, e ok așa? Ok, deci spart din gașca? Da, dar doar ca să știi că presupun că ești admin, ai șospit. Și pe lângă faptul ăsta, vezi că i-ai împușcat în cap. Când a fost vorba să ne dea nouă truse, nu că i-am împușcat în cap. Când a fost lor vorba să le dea truse, dacă le dau truse. Da, i-am zis. Păi nu, dar stai așa. Eu am zis la care, dar nu i-am dat grunț în cap. Ție nu știu dacă ți-am dat grunț în cap. I-a dat grunț în cap? Nu mi-a dat grunț în cap, mi-a dat în corp, dar ca idee. În corp mi-a dat, dar ca idee și ei și-au luat grunț în cap și hai că le dăm truse că nu știu. Eu o să închid ochii, nu o să zic nimic, pentru că dacă ei să stau să fac tichet și eu sancționez și noi nu le-am sancțiune pentru, adică eu nu mi-am sancțiune pentru armă zonă publică, zic de pe acum, i-a scos arma la el degeaba. Ba da, nu mi-a zis și pentru armă zonă publică. Da, n-are rost, frate, sparge în gașca, ca să ne sancționăm în locază, ne pierdem timpul nu, degeaba. Nu, dar eu îți garantez că dacă îmi pun capul sau la tichetul ăsta, nu o să-mi iau, o să ieșim, putem să întrebăm 30.000 de persoane, dacă un polițist fără nonsense, doar că m-am ținut după el, zice... Lasă că mă dai jos. Nevoie după mine, mă simt în pericol. Și dacă te simți în pericol în viața, te dai jos și îl împuși pe unul, nu? Păi, te-am pușcat că nu e aer, ai zis, să zic să părăsești zona. Nu, ai zis că stai așa că mă dau jos de... Am zis că dacă mă mai urmești, te împuși. Așa, și stai așa, și tu cum le-ai auzit? Era în mașină? Nu, s-a dat jos de mașină și a zis că stai că mă să-i omor pe așa, ceva în genul ăsta. În fine, cu aia e irrelevant. Ți-am zis în felul următor. Ok, dar fii atent, stai așa un picuț. Stai așa un picuț, scuze că m-am băgat pe sătire. Așa întrebare, cum l-ai auzit tu pe el dacă tu erai în mașina ta? N-are rost, colegul. Nu, că m-am dat jos și am început să vorbesc. Nu are rost să mințim la tichet. Ok. Deci... Da. Ok, spargeți gașca și spargeți gașca. Eu doar ți-am zis așa ca idee, ca să știi pe viitor, ca să știi cum să sancționezi. Că sancționezi jucătorii greșiți și după aia ei nu știu. Spor. Ok, vă pup. Salut, băieți. La cine ești? Coboară în genunchi. Ce vezi, Gagano, acum, Gagano. Dăm pistolul. Tu, Gagano, Gagano. Dă-mi pistolul. Nu, Gagano, Gagano. Hai, bă, după genunchi, hai. Dar nu mă lasă să-l dau. Un misit.
Coi, cod 0, dă-mi gaga, odată că te omor, că te omor. Nu merge. Dă-mi ce ți-am zis, dă-te morții tăi. Bă, pula-n familia ta, mă. Ei, păi și-a fost o simă ales. Oameni, bă, bă, doare capul, bă, nu mai pot. Fii atent, gata, nu mai bine. Bă, doare capul. Nu, că iese panorama, stai așa. Bă, m-am săturat să bat pula de nu. Fii atent, stai că iese panorama, stai așa. Nu te trec cu cutrurării tăi. Deci. Eu și-o trag așa, ne, de mâine. Ia, lasă-i în pace. Stai să vezi că cu ăștia iese panara, eu l-am pușcat pe ăsta, dacă îl mai pică și pe ăla, Antonul ăla. Fii, dacă nu-i pică pe toți trei, mă pici mă de râs. Căi de inii, te rog, e hai, coi. Aaaa, căca, bă. L-am picat, băga-meș-pula. Azi nu-i ziua ta norocoasă, bro. Ce l-a făcut, coi? Lasă-l din cară. Olo. Dar ce, de ce, ce s-a întâmplat, coi? Vă zic că imediat ce-mi. Bun, băieți. Dacă plecați, vă dau bani direct. Deci dacă nu stați pe loc, vă dau bani permanent direct la toți trei. Spune de ce? Am să vă rog frumos să vă dați toți trei monta de față jos din mașină. Așa. Ok. Și o să vă las fiecare pe... Tu le iei pe unul în cară, după aia restul le iau pe altul în cară și vă iau la final că aveți de discutat toți. Ce? Că nu am înțeles nimic. Luați-vă în cară reciproc. Dacă mă bați în ochi, vezi că mie îmi pică joc. N-are ce trec ai frumos. Spune de ce? Spune de ce? Nu de ce, stai pe loc. Tu ai ID 3K6... Stai pe loc, nu te mai mergi. 7-6... 6... Dar de ce e mere? Nu înțeleg. Ți-am zis că te explic cu aia. Taci puțin. Nu mai țipa, că nu mai vorbim pe oameni. Păi, cum v-am omorât? De ce v-ați revive? Ok. Așa, unde mă duci? Bă, îmi pică jocul, că mai încerc, nu? Bă, mai încerc. Spune. Bun, băieți, bun. Haideți să vorbim puțin așa, bărbătește, nu? Că sunteți bărbați cu toți. Hai, eu vorbim. Așa, zic. Aveți buletine, nu? Da. Aveți, nu? Bravo, ok, mă bucur atunci. Nu prea cred, dar ok. Începem din felul următor. 1, 2, 3, RDM. Toți 3. RDM de ce? Păi, voi ce faceți? Dar ce vedeți? Faci? Numere la tichet. Nu, frate, dacă nu-mi dai gaga... Păi să erau aia cu care nu au dat gaganul. Păi te-ați spus, dă gaganul, dacă nu te omori. Ți-am zis că nu mergea să ți-l dau. M-ai lăsat fix 30 de secunde pe chat. Am zis să vede pe filmare. Nu-mi pasă, vrei să zici ceva, nu-mi merge, e greu. Așa, 6-7. Ok, dacă ne-ai dat gaganul, stai bine, frate, stai așa un pic. Să zic ceva. Nu-mi uita, ai spus să vorbim. Ai spus să vorbim ca niște bărbați. Frate, ai spus să vorbim ca niște bărbați. De asta zic, vorbesc cu voi doi că lui nu-i pasă, am văzut. Vă ascult. Eu nu te-am omorât, nici prietenul meu. Ok, care a tras în ăsta la altă? Băiatul ăla, v-a omorât pe ambii. Da.